Departamentul de stat investigează ce s-a întâmplat cu o sticlă de whisky extrem de scumpă pe care guvernul Japoniei a oferit-o lui Mike Pompeo pe vremea când acesta era secretar de stat al SUA. Cadoul Japoniei pentru Pompeo în valoare de 5.800 de dolari a fost primit în iunie 2019, potrivit unui raport privind cadourile oferite oficialilor americani de către guvernele străine. Pompeo a participat în iunie 2019 la summitul grupului celor mai importante 20 de economii la Osaka, în Japonia. În timp ce alte cadouri pentru Pompeo, inclusiv o statuie de argint cu șoim din partea ministrului de externe al Arabiei Saudite, sunt marcate ca fiind transferate la Muzeul Național al Diplomației Americane al Departamentului de Stat sau în altă parte în cadrul guvernului, whisky-ul este marcat ca dispoziție necunoscută. William Burke, avocatul lui Pompeo, a declarat că fostul secretar de stat nu își amintește să fi primit sticla de whisky și nu știe ce s-a întâmplat cu ea. Oficialilor publici le este interzis să primească cadouri de la lideri străini, iar Departamentul de Justiție spune că există o interdicție generală privind acceptarea de cadouri de la guverne străine de către funcționari și angajații ai Statelor Unite. Cu toate acestea, legea federală permite primirea de cadouri de o valoare relativ mică, atunci când se pare că refuzul cadou ar putea cauza ofensă sau jenă, sau ar afecta în alt mod negativ relațiile externe ale Statelor Unite. Cadourile mai mari devin proprietatea guvernului american, beneficiarul fiind obligat să le cumpere dacă dorește să le păstreze.